Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjan. Suntem împreună în această seară cu doamna Rodica Păuna, directorul Colegiului Național George Coșbuc din Modru, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Am spus noi în titlul emisiunii în topul liceelor din Gorj, în topul liceelor gorjene. E vorba de Colegiul Național George Coșbuc pe care îl conduceți. Ca primă întrebare, cred că s-ar impune și cu siguranță telespectatorii noștri probabil sunt interesați, mai ales că e și o perioadă în care vor fi opțiuni pentru acest liceu. Care este secretul acestei plasări foarte bune? Practic, sunteți singurul liceu din afara Târgu Jiului care vă clasați undeva în primele trei la nivel de județ. Sigur, nu este niciun secret. Noi am pornit într-adevăr la drum cu un dezavantaj, dacă este să ne comparăm cu liceele de elită, cu instituțiile de tip colegiu, cu școlile cu tradiție, pentru că suntem o instituție foarte tânără. Colegiul este înființat în anul 2000, în localul unei foste școli generale, absorbind populația școlară de acolo, deci nivelul primar și gimnaziul, la care s-a adăugat filiera teoretică a Liceului Constantin Rădulescu Motru, fostul grup școlar industrial Motru, actualul Colegiu Tehnic Motru. Așadar s-a creat și nivelul liceal și s-a înființat colegiul. Alte instituții de acest tip din Târgu Jiu au în urmă peste un secol de existență. Deci am pornit la drum cu acest dezavantaj, care însă nu a contat foarte mult timp, pentru că s-a format un colectiv tânăr, ambițios, competitiv, cu dorință de afirmare și cu poftă de muncă. Și rezultatele în timp s-au văzut. Dincolo de acest fapt și lăsând la o parte instituția noastră, învățământul motrean are o tradiție. Chiar și când exista acel grup școlar minier, da, era acolo învățământ și teoretic și tehnic, da, bune, de da. Calitate, de calitate. Ne-am străduit. Secretul, să zicem, că stă în faptul că ne-am luat în serios. Și dacă există această viziune a corpului profesoral și elevii iau lucrurile în serios, a existat și un management eficient și o colaborare între membrii acestui colectiv. Să zicem că beneficiem și de o oarecare selecție la nivel liceal, pentru că la clasele bune de normal, fiind vorba de filiera teoretică, vin copii care sunt interesați să continue parcursul educațional cu învățământul superior. Dar aveți o deosebire mare față de concurenții, să spunem așa. Mă gândesc aici Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Spiru Haret, eventual Colegiul Național Caterina Teodoroiu. Și anume, la aceste licee vin copii din tot județul. Da. La dumneavoastră nu o să vină de la Târgu Jiu la Motru. Deci sunt pentru zona Motru și zona adiacentă. Așa deci, este, strângem deci, de pe o arie mai mică. Da. Partea de selecție este mai, deci ca și arie este mai redusă, dar rezultatele sunt la fel de bune sau poate chiar mai bune decât în selecția cealaltă. Nu aș zice chiar mai bune. Nu știu, nu ne simțim neapărat în competiție cu alte
licee, suntem într-o oarecare competiție cu noi înșine. Competiția practic este cu rezultatele elevilor pentru mai târziu, deci pentru, performanțele lor, nu suntem cu evoluție, cu da. Sigur că da. Da, câteodată și eu privesc asta ca pe un miracol. Sunt copii și copiii vin de la gimnaziu bine pregătiți și încercăm să sporim această pregătire a lor și vizăm în primul rând rezultate deosebite la examenele naționale, vizăm desigur performanțe la olimpiade, concursuri, dar mai mult decât orice, crearea fundamentului pentru o pregătire ulterioară de calitate în învățământul superior. Și cea mai mare satisfacție a noastră este aceea că absolvenții noștri ne vizitează, se întorc foarte mulți la liceu. Așadar, nu ne uită, e un semnal bun că se face învățământ de calitate. Mai aveți o situație, și asta mă refer în general la municipiul Motru, nu neapărat în, nu știu care e situația la liceul dumneavoastră, dar în esență, Motru e o zonă afectată în ultimii ani de decăderea activității economice, în special a mineritului. Cu toate acestea, bănuiesc că aveți elevi a căror părinți sunt plecați în străinătate sau cu situații materiale și mai bune și mai puțin bune, dar cu toate acestea aveți o anumită constanță, ceea ce este de remarcat, a spune eu, în contextul dat. Da, este o zonă cu probleme economice, cu probleme sociale, sunt foarte mulți copii cu părinți migranți. Și cu probleme educaționale care necesită o consiliere specială și care ar trebui incluși în programe educative care să le creeze cât de cât măcar un confort psihic în absența familiei. Sigur că influențează aceste lucruri bunul mers al școlii. În Motru, în afară de școală, nu prea există alternative educaționale. Târgu Jiul are. Motru nu are cinematograf, teatru, muzee, tot ce există în Târgu Jiu, centre culturale. Și atunci, în privința educației, școala are un rol sporit. De fapt, are singurul rol. Nu este vorba numai de situația copiilor cu părinți plecați. Știți probabil la fel de bine ca și mine că e în general relația cu beneficiarul indirect, cu părintele, este problematic. În sfera aceasta se oscilează între situația de defavorizat economic și social, deci copii care n-au șanse sau puține șanse pentru că sunt lăsați singuri, cresc singuri și pe care școala trebuie să-i ajute. Pe de altă parte, există și cealaltă gamă de părinți care înțeleg, care au forță economică, mă rog, poate la nivelul decenței, nu neapărat în exces, înțeleg să-și răsfețe foarte mult copilul și să-i asigure tot ce trebuie și mai mult decât trebuie și fiind în același timp absent din viața lui, nefiind un partener și lăsându-l la școală, am mai spus acest lucru, ca la orfelinat. E numai
problema școlii, educația. În același timp și școala e în deficit din acest punct de vedere, pentru că s-a diminuat rolul orei pe care o numeam de dirigenție, care acum este consiliere și orientare și nu mai înseamnă ce însemna. Da, nu mai e un extemporar dirigenție, apropo de filmul da, cunoscut, da, ci da, are cu totul da, alt rol. Și da. Vorbind despre liceul din Motru, despre colegiul pe care îl conduceți, acesta a reușit în ultimii ani, iată o viață până din 2000 încoace, nu sunt atât de mulți ani, practic abia a făcut sau face majoratul, se apropie da, de majorat. Da. Are o tradiție în spate și, apropo de ego, ați reușit să obțineți rezultate din cele mai bune. Rezultatele vă plasează, performanțele elevilor vă plasează în acel top județean. Da. Că eu, ori, cum vorbeam puțin mai devreme, nu e o anumită rivalitate între nu, mai ales că nu puteți să concurați, da, pentru că dumneavoastră vă adresați unui segment, zona exact, Motru, pe când celelalte, să spunem așa, licee, se adresează întregului județ, dar cu mai puțin zona Motru, care bănesc că mare parte din copii rămân în zona respectivă. Haideți să încercăm să spunem telespectatorilor noștri să prezentăm câteva din aceste rezultate, mai ales că poate copiii se uită la noi și să știe că au fost remarcați și pe această cale. Povestind telespectatorilor, încercăm să facem un material de prezentare la dumneavoastră, despre liceul dumneavoastră pentru săptămânalul vertical, ne-am trezit în situația în care ne-ar fi trebuit un număr întreg de ziar, probabil nu ne-ar fi ajuns să derulăm toată lista de rezultate. Nici acum nu o să încercăm să facem chiar acel, pentru că sunt foarte multe. Doar anul acesta spuneați peste 100 de premii. Da, la olimpiade, la concursuri școlare, cam aceasta este cifra premianților noștri în fiecare an, în ultimii ani. Ne referim la concursuri și olimpiade, deci la nivel județean. Nu, la nivel județean, interjudețean și național. Da, foarte bine. Da. Deci asta înseamnă dacă aveți peste 100 și câți elevi aveți la nivel de liceu? 982. Deci undeva unul din 10 are un premiu, cel puțin un premiu județean, dacă nu e mai sus decât cel județean. Ceea ce eu zic că este foarte bine. Da. Amintim pe câțiva remarcați. Da, eu am adus cu mine și o listă, nu o să o citesc, o să menționez câteva nume. Este vorba de elevi care au participat și au luat și premii la olimpiadele școlare și concursurile derulate în acest an și m-aș opri asupra celor care au participat la fazele naționale ale olimpiadelor și aș vrea să le menționez și numele. La biologie am cam avut reprezentanți în fiecare an, de data aceasta eleva Pârvulescu Roberta din clasa 9 a participat la faza națională a olimpiad. Foarte bune rezultate am avut anul acesta la limba franceză, eleva Oprea Diana de la gimnaziu din clasa a 7-a a participat la etapa națională și a luat și premiul 3. Mențiune la etapa națională a obținut Iuliana Râbu din clasa a 11-a, iar Cătălina Pinoșanu, tot la faza națională, mențiune specială a Inspectoratului Școlar Suceava și premiu special pentru originalitate în traducere. Cătălina Pinoșanu a fost cam în fiecare an la faza națională a Olimpiadei de franceză și a participat la multe alte concursuri. A fost selectată și pentru un eveniment internațional foarte interesant. A făcut parte dintr-un juriu de tineret care a jurizat un festival de film la Biarritz, a reprezentat acolo România anul trecut și este într-adevăr o elevă pasionată de
cunoașterea limbii franceze și nu doar, nu doar atât. La științe socio-umane, de asemenea, au fost rezultate. Eunice Novakovic a obținut mențiune și premiu special la etapa națională a Olimpiadei de logică, Bianca Rotaru la Olimpiada de filozofie a fost de asemenea prezentă la etapa națională, la matematică Cristina Elinescu din clasa a șaptea a avut locul întâi la județeană și firește participare la Olimpiada națională. La matematică mai este și acea olimpiadă de matematică aplicată și au fost la faza finală Huidu Ema din clasa a 12-a, Udrea Diana. Foarte bune rezultate au obținut elevii noștri și la sport, la concursuri care au devenit olimpiade, spre exemplu Olimpiada Tinerii de Zbat, un da, este olimpiada, da, acum a fost este un concurs olimpiadă, național și acum e olimpiada, s-a întâmplat și cu la noi cu lectura ca abilitate de viață, care este olimpiadă. Novakovic, Eunice, Rotaru, Bianca, Chiseliță, Ramona vor reprezenta Gorjul la faza națională a acestei. Care se va ține în această vacanță, cred, da? Da, cred că în iulie. Da. Rezultate foarte bune la sport. Avem, sigur, foarte multe premii, 2, 3 mențiuni la faza județeană a olimpiadelor. Rezultate foarte bune la concursuri organizate de universități, la Constantin Sălceanu, concurs de fizic organizat de Universitatea din Timișoara, Universitatea de Vest, și multe altele, nu, listele sunt lungi și nu cred că ne permite timpul să... Da, sunt foarte multe premii, ați enumerat câteva din ele și asta și e bine că a subliniat faptul că la nivel județean, de regulă, pe toate disciplinele, și asta vă spun în calitate de ziarist, am văzut în primele 3, 4, 5 poziții, la fiecare, aproape, cred că la fiecare disciplină, inclusiv istorie, inclusiv geografie, mai puțin mărturisesc că nu la informatică n-am fost atent dacă am auzit de Coșbuc, dar în general, în sunt mare anul parte, acesta niște, nu, cred că e posibil, dar mi-a scăpat mie, dar în general și... se găsește Coșbuc, da, în primele loc, ceea ce înseamnă foarte mult la nivelul de astăzi al învățământului gorjan și românesc și mă gândesc pentru că e foarte greu să fii și la o paletă foarte largă de discipline. Că de regulă, și știm asta de ani de zi, se excelează pe anumite discipline. Știi că e mai tare un liceu pe o anumită zi sau pe anumite discipline. E, la dumneavoastră, din ce se vede, e o paletă destul de largă de discipline. Da, se excelează pe anumite discipline. Sunt profesori care s-au canalizat pe, să zicem, ceea ce americanii numesc coaching, un fel de antrenorat special pentru competiție, pentru performanță. Ne străduim să realizăm și aceste lucruri în măsura în care le sunt folositoare elevilor. Vorbim de un liceu, cum spuneam încă o dată, relativ tânăr, dar în același timp cu performanțe, dar care atrage an de an. Aveți două, să spunem așa, două repere foarte importante. Rezultatele la bacalaureat și admiterea în clasa a noua. Da. Cum a stat în ultimii ani la acestea? Și în același timp, ce ne puteți spune sau ce așteptări aveți de la acesta? Da, am stat foarte bine. Am stat foarte bine. Din nou în top cu același județean. Da. Procentul de promovare la bacalaureat a fost cam de 95% în fiecare an, puțin peste sau sub. Și admiterea în clasa a noua e la fel, elevii intră cu medii destul sigur, de mari pe anumite la liceu profile. Intră toți, da.
Sperăm, desigur, să avem și în acest an cam același fel de Apropo, rezultate. ce le Da. oferiți copiilor de clasa 9, de a 8 acum, pentru clasa 9, ce le oferiți din punct de vedere a ofertei educaționale? Exact ce le-am oferit și până acum. N-am schimbat nimic. Avem clase cu profil real, clase de matematică informatică, trei clase și o clasă de științe ale naturii. Și la profilul uman, specializările filologie și socio-umane, științe socio-umane. În general, ei se cam orientează din clasa a noua, cumva cu o mare, eu știu, îndrăzneală, cam de vreme, spre ceea ce ar putea fi folositor și după absolvirea liceului. Deja își proiectează, eu știu, un parcurs educațional vizând o anumită facultate, medicină, drept și în funcție de aceste opțiuni aleg și clasele din Da, care vor să facă sunt parte. elevi mai pragmatici care Da. își văd așa Da. unde vor să se Da. ducă, au convingerea că aici se face treabă și automat au șansă să meargă la facultățile respective. Din perspectiva aceasta, deci era următoarea întrebare, cumva mi-ați spus-o, două mari beneficii, deci e clar, se îndreaptă spre medicină și spre drept. În general, având în vedere paleta largă de profile, unde se mai regăsesc în învățământul superior elevii de la dumneavoastră, în afară de cele două mari domenii? Da, știți cum se întâmplă, sunt valuri, mode, trenduri, generații care merg spre medicină, generații care merg spre poliție, spre drept. Se pare totuși că socialul și economicul dictează orientarea profesională. Mai puțin vocația reală pe care noi am avea sarcina să o descoperim și să o prezentăm elevilor, îndrumându-i înspre ceva conform cu natura lor, cu înclinațiile lor naturale. Nu, paleta este extrem de diversă. Avem absolvenți care urmează Politehnica, majoritatea se îndreaptă spre București și Timișoara. Politehnica, facultăți foarte bune, avem mulți intrați la automatică și calculatoare, dar și facultăți unde sunt atrași de interesul pentru disciplinele umaniste, drept, litere, științe Deci, politice, o gamă extrem de, bineînțeles, medicină, da. vă întrebam acest lucru pentru că, în general, absolvenții de la dumneavoastră, știu că mai din ce făcusem așa de-a lungul anilor, proporția este undeva peste 90% care se regăsesc în învățământul superior. Cred că spre 100%. 100%, da. Bine, din când în când probabil o mai fi vreunul dacă ați avut 90 și mă gândeam că Da, poate 1, 2, cel puțin în primă fază nu ia bacalaureatul și trebuie să se mai pregătească, mai sunt da, mai ales fiind și, zona. da. Dar pe de altă parte, înseamnă foarte mult că deci, părinții, elevii găsesc la dumneavoastră în liceu cam tot ce le trebuie, în sensul că și dacă vrea să facă o carieră pe latura umanistă și pe cea reală, teoretică, au profile care să le satisfacă, să spunem așa, Așa este, necesitățile. da.
Și până acum, v-am spus, semnalele pe care le primim după absolvire sunt măgulitoare pentru noi. În sensul că sunt mulțumiți de bagajul de cunoștințe asimilat în timpul liceului și valorificat, desigur, ulterior, la alt nivel, la alte cote, în învățământul superior. Da. Da, pentru că aici, apropo de istoria de peste 100 de ani la unele școli de aici din Târgu Jiu, la unele licee, nu aveți, nici orașul nu e atât de vechi ca să aibă o școală de atât de mult timp. S-a creat deja un brand pe George Coșbuc, dar încă nu aveți acele trăsături, adică cum se întâmplă la Tudor Vladimirescu, chiar la Spirul Haret, în sensul că tatăl sau bunicul a învățat la Tudor, tatăl a învățat la Tudor, copilul la fel. Asta e foarte interesant și foarte frumos, da? Există o tradiție, există niște însemne, există o cultură a locului. Și noi avem timp, timp și asta e vorba. Urmăream destul de atent, vreau să vă spun, blogul elevilor de la Colegiul Național George Coșbu, să știți că e foarte interesant. De fapt, e o revistă online a liceului cu extrem de multe activități, extrem de multe proiecte. Unele răzbat și în presa județeană, dar unele rămân pentru comunitatea de la Mutu, dar sunt foarte interesante. Da, există tot felul de proiecte, foarte multe activități extracurriculare, există proiecte de durată, incluse în programe care au activitate sistematică, deja stabilizată, cum ar fi un club de dezbateri care produce acești tineri ce participă la competiții de dezbateri academice și care reprezintă școala la nivel național. Avem un club de lectură de care mă și ocup și foarte multe activități bazate pe voluntariat, activități ecologice, teatru, trupă de teatru. E o gamă extrem de diversificată și o altă reușită a școlii este responsabilizarea acestui consiliu al elevilor. Elevii, mai ales cei de la nivelul liceal, sunt foarte implicați, au inițiative, știu deja să coordoneze un proiect și le place foarte mult. Eu cred în rolul educativ al acestor activități. Cred că școala nu trebuie redusă la orele de curs, fiindcă abia în această școală de după școală vedem eclatând, izbucnind, manifestându-se imaginația lor, creativitatea, inteligența, într-un fel care poate la în timpul cursurilor este cumva ecranat, obturat de cerințele noastre stricte, de metodica disciplinei, de aspectele tehnice ale predării. Se interacționează foarte bine în cadrul acestor activități și ele îi apropie pe copii de școală și de profesori, desigur. Da, în condițiile în care, spuneați, lipsa unor instituții culturale la nivel de Mutru,
cum e și la rovinare același lucru și se vede, este vizibilă, automat prin aceste activități copiii își acoperă și timpul liber, dar în același timp încearcă ei să devină actorii și artizanii actelor culturale pentru ceilalți colegi. Da, am oferit acum o săptămână, un spectacol cu trupa de teatru a școlii în Motru, o adaptare după Cabaretul cuvintelor al lui Matei Vișniec, cu public adult din oraș, și impactul a fost extraordinar. Au plăcut foarte mult. Și seriozitatea cu care ei s-au dedicat unei munci, sigur, nerecompensate decât prin aplauze și prin receptivitatea publicului, arată că, și nu este singurul exemplu, indiferent de activitate, arată că este benefică această implicare a lor în dezvoltarea altor laturi ale personalității, care poate nu se arată la nivelul întregului potențial, spuneam, la orele de curs. Suntem în fața unei școli cu mare potențial, cu mari rezultate. În același timp, însă, învățământul românesc este acuzat de multe ori de toate hibele din lume că ar fi o involuție față de acum 25-27 de ani, pe undeva vizibile, în sensul că generațiile noastre avem acel procent uluitor de mare, 40 și ceva de din copiii de 15 ani sunt analfabet funcțional. Cred că este real. Vă confrunta, să spunem, bine, nu cred că e cazul la un liceu ca al dumneavoastră, dar în general există această realitate sau sunt unii care încearcă să înnegească realitatea și mai mult decât este cazul? Nu știu cât încearcă unii să înnegrească realitatea, dar sunt niște probleme cu învățământul românesc care sunt problemele societății românești, că nu poate fi școala altfel decât societatea, și este într-adevăr în primul rând se remarcă, da, sunt vârfurile, sunt copiii care performează, care sunt ambițioși, care sunt antrenați de profesori. Avem, din fericire, așa, la nivelul masei întregi de elevi, rezultate bune, se vede la examene, dar este real fenomenul acesta al deculturației și el este progresiv. Și influențele le cunoaștem, ceea ce ne aduce atâtea beneficii, tehnologia, accesul la informație, în același timp ne și sabotează, pentru că plecând de lângă acea carte atât de necesară și da, care a făcut generații și generații, și ne ducem spre suportul electronic, care de multe ori se rezumă la o simplă navigare pe internet care ne dă mai multă informație, dar nu neapărat mai multă cultură. Da, și ne dă informație multă, servită rapid, de multe ori greșită, în mare viteză, de multe ori greșită. Și este o problemă, pentru că cineva trebuie să discearnă, cineva trebuie să dirigeze în hățișul acesta al informațiilor, și vedem cum se schematizează gândirea. Pentru că vorbeați de cultură, perspectiva largă, privirea de sus a tuturor fenomenelor, inclusiv a celor sociale, inclusiv a celor economice,
o dă cultura. Ori cultura nu se formează din fragmente, din idei ciupite, din articole, din presă, din, de pe internet, după cum vedem și prejudiciile pe care, așa zisa socializare internautică le aduce comunicării reale și de calitate. Elevii comunică greu, construiesc greu texte, limbajul este destul de cel puțin sărac, precar, da. Neantrenat, vocabularul sărac și contactul cu cartea noi îl recomandăm nu neapărat pentru că avem noi nostalgii și vai ce bine era când miroseam noi pagina proaspăt tipărită, da? Că există și această mitologie a contextului în care citeam, nu din cauza aceasta, ci pentru că cititul educă răbdarea, reflexia, sunt multe lucruri legate de acest fel de a prelua informația. Sigur, dorim să dezvoltăm, să-i facem pe copiii noștri să înțeleagă că e foarte bine să fie informați ca să aibă putere, dar informația aceasta să fie amplă, largă, cuprinzătoare, diversificată și canalizată de un adult. Întotdeauna au existat, nu? A existat cuplul mentor-discipol. Nu se poate forma cineva de unul singur, autodidacții sunt totuși rari și există teorii, mai ales în țările dezvoltate, că, să spunem așa, suntem la ultimile generații de profesori și că practic tot ce face un profesor va fi înlocuit la un moment dat de un calculator. După, din experiența dumneavoastră și cel puțin și a mea, eu așa o văd, nu cred că va putea fi înlocuit niciodată sau cel puțin și istoria ne spune acest lucru, acel magistru nu poate fi înlocuit definitiv. Eu cred că omul nu poate fi înlocuit de o mașină, decât dacă ne dorim să producem mașini. Altfel, nu. Noi nu suntem numai niște dirijori sau, eu știu, așezați la pupitre de comandă, apăsăm pe butoane și se face o transmisie seacă de informație. Prezența umană în sine cu tot ce se adaugă comunicării verbale influențează educația și instruirea. Suntem pe final de emisiune, dar nu putem să nu discutăm puțin și despre managerul Rodica Păuna, mai ales că aveți, să zicem, aveți o mare implicare în ceea ce înseamnă Colegiul Național George Coșbuc, din postura de director ajuns sau acum de director plin cu concurs. Ce vă, să spunem așa, ce-și dorește managerul de la următorii ani, de la următorul mandat, practic, pentru liceu, pentru instituția pe care o conduceți? Da, eu am fost director adjunct la această instituție din 2005 și am avut o colaborare extraordinar de bună cu domnul director Drulă Valeriu. Pot să-i spun colaborare, fiindcă dumnealui a dat tonul în sensul acesta și nu m-a considerat niciodată un subordonat. S-a lucrat în acest fel foarte bine și eficient
Cred. Și am învățat foarte multe de la dumnealui. Prin urmare, ce-mi doresc? Doresc să mențin această stare de lucruri pe care atât de frumos ați prezentat-o. Doresc să mențin această stare de lucruri, colegiul să fie în continuare o școală bună, să producă învățământ de calitate, elevii noștri să se regăsească în oferta școlii și sigur că am o viziune personală în legătură cu modul în care ar trebui să arate o școală, însă așa, încetul cu încetul, încercăm să o și implementăm. Din păcate, oricât ne-am dorit noi să facem lucrurile foarte frumoase în școala românească, știți foarte bine că resursa materială este limitată și atunci suplinim aceste carențe cu efortul profesorilor, cu efortul uman, exact. Sper ca lucrurile să meargă bine. Sper, muncim la asta. În general, pe Motru, și apropo de asta v-am și întrebat, există cumva un regret că colegiul pe care îl conduceți n-are o bază materială sinonimă cu cea de unde s-a plecat, practic, când s-au despărțit cele două licee. Da, în primul rând, sigur, e vorba ar de fi nevoie, se spune dimensiunile că ar fi, școlii. Da, ar fi nevoie de o dimensiune mai mare a școlii. Practic s-a adaptat un spațiu care, dar, într-adevăr, s-au făcut lucruri față de cum arăta, s-au făcut progrese foarte mari în ultimii ani. Așa cum arătăm în momentul de față, ca număr de clase, ne descurcăm. Pe viitor, apropo de rolul acestui liceu, cu siguranță el rămâne și numărul 1 la Motru, cu siguranță vă doriți, din ce spuneați dumneavoastră, să vă păstrați acest loc, cum spuneam și noi, în topul liceelor din Goști. De fapt și din țară, pentru că nu știu ce ambiții și orgolii, dar acum câțiva ani, acel clasament național făcut, cred că de Ministerul Educației, plasa Colegiul Național George Coșbuc în primele 100 de licee din țară, într-adevăr, din Goș mai erau și altele, dar tot în acel top de care vorbeam. Da. Nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune, să vă urăm succes în tot ce v-ați propus și alte rezultate și mai bune, dacă se poate, cu siguranță există tendința asta de a fi categoric, că există loc de mai bine, da. Încă o dată, vă mulțumim. Mulțumesc foarte mult. Dragi telespectatori, a fost cu noi doamna Rodica Păuna, directorul Colegiului Național George Coșbuc din Motru. Mulțumim pentru atenție. La revedere!